În urma reevaluării lucrărilor contestate la examenul de bacalaureat, a crescut procentul de promovabilitate de la 51,61% la 52,65%. Astfel, în județul Călăraș, pentru promoția curentă, rata de promovare a crescut la 62,06%, iar pentru promoțiile anterioare, rata de promovare a ajuns la 21,01%. Din totalul celor 1641 de candidați prezenți, au promovat 864 de candidați. 785 aparțin promoției 2020, iar 79 provin din promoțiile anterioare. Dintre cei 1768 de candidați înscriși, s-au prezentat la examinare doar 1641 de candidați. Anul acesta, după afișarea primelor rezultate la examenul de bacalaureat, au fost înregistrate 626 de contestații. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a fost 5, iar media finală pentru promovarea examenului a fost 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. În județul Călăraș nu s-au consemnat situații care să determine organizarea probelor scrise aferente etapei speciale.